După cum știți sau nu, e bine, după 30 de ani de carieră, Undertaker s-a retras anul acesta. Destul de șocant pentru unii, pentru alții ceva nu foarte wow, pentru că oricum tipul era bătrân și na, nu mai putea face aceleași performanțe ca acum mulți ani. Însă, cu ocazia aceasta, vă prezint 25 de lucruri despre Undertaker. Înainte de a debuta în WWE, a luptat în WCW. L-a avut ca manager pe Paul Heyman. Manevra sa de final era Hurt Punch. S-a luptat cu Sting și a pierdut prin tap out. Înainte să debuteze în WWE, trebuia să aibă gimmick-ul de The Eggman. Numele său la debut trebuia să fie Kane The Undertaker. Înainte de a debuta în WWE, a mai avut gimmick-uri de Mark Callows, Mean Mark, Mean Mark Callows, Dice Morgan, The Master of Pain, The Punisher și Texas Red. Până acum a avut 3 neveste și 4 copii. Înainte de wrestling, practica basket. Are fobie de castraveți. 160 de wrestleri nu au reușit să-l învingă. Cel mai comun oponent al său a fost Kane. S-au bătut la 19 pay-per-view-uri și a câștigat 14 meciuri. Din 14 meciuri, Hell in a Cell a câștigat 8. Cel mai lung meci al său a durat 30 de minute și 52 de secunde la WrestleMania 28 împotriva lui Triple H. Cel mai scurt meci al său a durat doar 18 secunde. La WrestleMania 34, intrarea sa a durat mai mult decât meciul cu John Cena. Conform storyline-urilor, Undertaker a murit de 7 ori. De-a lungul carierei a câștigat 15 centuri, 4 WWE, 3 World Heavyweight, o centură Hardcore și 7 la echipe. Deține recordul pentru seria sa de 21 de victorii consecutive la WrestleMania. În continuare, cele mai multe victorii la Mania, 25 în număr și doar 2 înfrângeri, făcându-l și cel mai prezent wrestler la WrestleMania. Cel mai mare overall pe care l-a avut într-un joc a fost de 98 în SmackDown vs. Raw 2011, cândva pe lângă Tombstone și Chokeslam mai avea ca manevră de final și Old School Elbow. Debutul său în wrestling a fost pe 26 iunie 1987, iar în WWE pe 22 noiembrie 1990 la Survivor Series. De-a lungul carierei a avut 6 gimmick-uri: The Deadman, Lord of Darkness, Ministry of Darkness, American Badass, The Big Evil și o combinație de American Badass cu Deadman la WrestleMania 36 în ultimul său match. Cel mai prost match al său a fost cel cu Goldberg la Super Showdown 2019, Taker spunând că match-ul acela a fost un dezastru. Câteva momente de neuitat ar fi când l-a aruncat pe Mankind de pe cușcă, a rupt și tavanul cuștii cu el, l-a aruncat pe Rikishi de pe cușcă în remorca unui camion și când l-a distrus Page la SummerSlam 2008. După părerea mea, cele mai bune meciuri ale sale au fost cele cu Shawn Michaels și Triple H la WrestleMania 25, 26, 27 și 28. Pur și simplu o cară de neuitat. Mai mult ca sigur, acesta este cel mai mare wrestler din toate timpurile, peste 800 de meciuri, cele mai multe apariții și victorii la WrestleMania, toate într-o carieră de 30 de ani. Cam ăsta a fost clipul, lăsați-vă părerea despre Undertaker în comentarii, mai spuneți niște lucruri mai puțin cunoscute despre el pe care nu l-am menționat în clip și să sperăm că poate vom avea din nou wrestleri care vor ajunge asemenea legende.